cred că cel mai bun lucru este să ne împrospătăm și să păstrăm memoria, pentru că noi suntem un popor care avem tendința să ne pierdem memoria. Memoria trebuie gravată. Eu am încercat să o gravez în niște pagini de hârtie. Ea ar trebui gravată în piatră și expusă pe bulevardele României. Memoria noastră pe care ne-am pierdut-o, eroii pe care i-am avut, oamenii pe care i-am avut. Lucrurile astea se pierd. Și în general, cei care vorbesc despre lucrurile memorabile, ca să zic așa, o fac dintr-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit unghi. Eu am încercat să o fac din unghiul bun și din unghiul pe care nu se vede de obicei, dintr-un unghi adevărat. Poate că ar trebui gravate și în inimă și în mințile noastre. Și dacă tot vine vorba de asta, ce mesaj aveți pentru generația tânără care nu știe care e istoricul țării noastre de fapt? Păi, singurul lucru este să-și împrospăteze memoria citind și căutând în documente și în biblioteci. Așa cum am făcut și eu, pentru că într-o bună zi când am ieșit din liceu și în perioada când am făcut eu, era o perioadă neagră, deși am avut profesor foarte bun la liceu Sfântul Sava, am căutat să citesc și să văd care e adevărata istoria României. Ce s-a întâmplat cu adevărat? De ce am ajuns unde am ajuns? Pentru că nu ne putem despărți de trecut decât înfruntându-l. Am fost impresionat în primul rând de stilul excepțional, relaxat și totdeauna foarte, foarte bine conturat al unui artist, al unui intelectual de marcă, un intelectual de vârf, al unui om de elită, un om care a văzut și a înțeles lumea și care are acel ochi extraordinar de bine exersat al observării amănuntului și detaliului și în cele din urmă a esenței unei personalități sau unei situații, mi s-a întâmplat să întâlnesc cărți scrise chiar de oameni care au fost martori oculari, chiar de oameni care au fost implicați în diferite funcții, miniștri de interne sau pe la armată, general sau politicieni sau revoluționari și din care nu pot scoape aproape nimic. Totul este legendă sau povestire sau chiar poezie, ca să spunem așa, între ghilimele. În cadrul cărții, între linii Eugen Mihăiescu, informațiile de valoare istorică sunt multiple și mai ales sunt pe diferite planuri ale înțelegerii și mai ales ale evenimentului. Poți să afli un amănunt oarecare pe care ți se poate părea de interior sau un amănunt domestic și să-ți dai seama că de fapt el poate intra oricând în corelare, într-o legătură cu un eveniment istoric sau cu decizia din acel eveniment istoric. Știm astăzi că există mai multe teorii ale deciziei, fie că sunt determinate de voința unor grupuri sau unor mulțimi, fie că sunt determinate de trăsăturile personale ale decidentului și că în aceste teorii poți întâlni oricând atât voința personală a liderului, cât și influența mediului, a camarilei, a grupurilor de presiune, a grupurilor politice sau, cum se întâmplă în democrațiile autentice, a instituțiilor funcționale ale statului. De aceea vă invit să citiți această carte cu mare atenție, eventual să o și recitiți și să încercați să extrageți sau să rememorați, să încercați să ajungeți cu ajutorul acestui text la evenimentele pe care le-ați trăit în mod sigur, pe care le-a trăit România și să nu uitați nici o clipă că personajul principal al acestei cărți este România primele 9 ani de după comunism. Nu este Ion Iliescu, nu este Eugen Iliescu. Întâmplarea face și norocul nostru este ca autorul acestor rânduri să fie o mare personalitate academiciană în România și personalitate cunoscută în Occident, un om care, dincolo de talentul excepțional de a desena și de a picta, eu cunosc cu bună parte și din picturile lui Eugen Mihăiescu, care sunt absolut superbe, dincolo de asta, dovedește astăzi că are și condei
cum spun scriitorii, și de aceea chiar vă invit, vă recomand cu căldură lectura acestei cărți excepționale. Domnule Ștoinescu, vă mulțumim tare mult, într-adevăr. Aceasta este cartea, e un eveniment pentru RAO, e o carte eveniment pentru RAO și o carte document pentru România. Suntem onorați să-l avem pe maestru Eugen Mihăiescu alături de noi și am vrea ca în acest moment al lansării acestui titlu, să ne spună câteva cuvinte. Mie mi-e foarte greu să spun câteva cuvinte după domnul Stoianescu. Pot să vă spun un lucru. Am visat ca totdeauna să pot să scriu. Probabil din cauza că am crezut că nu pot scrie așa cum trebuie, am desenat, pentru că desenul este o limbă internațională. Deci, la un moment dat, forțat de evenimente și împins de doi oameni, am apucat să scriu această carte. N-am de adăugat nimic, vă mulțumesc că ați venit și sper că o să o citiți și că o să vă placă. Mulțumesc foarte mult! Ați venit să-l susțineți pe domnul Mihăiescu? Absolut, este un bun prieten și l-am cunoscut când admir ce a făcut când a lucrat în America, că 64 de prima pagina Times Magazine, cred, desen și New York, so cred că e o personalitate în America. Acum va fi, sper, mai bine cunoscut cu cartea asta, că vorbesc adevărul de ce s-a întâmplat după Revoluția. E foarte interesant. Oamenii trebuie să știu tot subteran ce s-a întâmplat exact în Cotroceni, în Sparte. Cred că e parte din istoria și trebuie să știu oamenii. Și el este un mare patriot. A fost ambasador pentru UNESCO, a fost un senator, dar probabil cel mai sentimental moment a fost când el a dat cadou pentru bucureștien cu panglica Piața Victoria. A fost un gest absolut frumos și generos.